Sunt un tip foarte entuziast așa și romantic când mă gândesc la viteza cu care se pot face lucrurile. Fiind sociolog și mă, mă, tot măsurând de-a lungul celor 25 de ani de când mi-am făcut această meserie, mi-am dat seama de viteza lucrurilor în România. Ce vreau să spun însă în ceea ce privește reforma în administrație? Eu știu că nu o să terminăm în acest an reforma în administrație, că reforma la administrație ar trebui, ar trebui în următorii 10 ani să fie pusă pe picioare solide și sper că asta vom putea face. Problema este că anul acesta este un an pe care îl avem la dispoziție, un an de respiro, să punem bazele a ceea ce trebuie făcut în viitor. Să facem analizele, să dăm cadrul legislativ.